Comuna Dorobanț a fost la finele săptămânii trecute gazda turiștilor care au participat la circuitul gastronomic arădean organizat de Consiliul Județean Arad. Programul din 9 iunie a început cu vizitarea Muzeului Satului. Turiștii au aflat detalii despre istoria localității și au văzut o gospodărie țărănească tradițională. Ștrandul termal din localitate a fost următoarea locație vizitată, unde gazdele au pregătit un spectacol artistic și o serie de delicatese gastronomice. În cadrul circuitului gastronomic suntem la Dorobanț. Dacă săptămâna trecută am mâncat mâncare slovăcească la Nădlac, astăzi reușim să ajungem la Dorobanț într-o frumoasă comunitate, o mică comunitate, dar o comunitate majoritară de maghiari și astăzi am gustat produse tradiționale maghiare și de asemenea am avut ocazia să vizităm localitatea și principalele obiective cu care se mândresc localnicii. Suntem onorați că astăzi am putut să organizăm în comuna noastră circuitul gastronomic. Vă așteptăm pe toată lumea cu drag aici la noi. Gulașul a fost din carne de vițel la ceaun și fasole cu un pic de ciolan, tot la ceaun, cu usturoiul nostru și cu ceapa, ce s-au făcut aici la Dorobanț. Și băieții noștri au pregătit foarte, foarte bun a fost, m-am gustat și eu. Și vă așteptăm aici la ștrand la Dorobanț să fiecare zi să vizitați, să veniți la noi. Ștrandul nostru oferă trei piscine cu apă caldă, cu apă termală de cea mai bună calitate. Zilnic schimbăm în piscinile mici apa caldă, iar în piscina mare de două ori pe săptămână. Foarte mare atenție avem la tratarea apei, la curățenia locului, la întreținerea spațiului verde. O inițiativă foarte bună. Dorobanțul este absolut o locație care merită vizitată de toți turiștii și din județ și din împrejurim pentru condițiile care le oferă și din punct de vedere gastronomic și mai ales a ștrandului termal, care este superb. Doamnelor și domnilor, mulțumesc tuturor pentru că ați ales să fiți astăzi la Dorobanț. Iată că dacă până acum am fost la Bata, la Pecica, săptămâna trecută am mâncat la Nădlac din bucătăria slovacă, astăzi suntem la Dorobanț și o să ne dați ceva ungurește, da? Normal. Gulaș, așa. Suntem într-o comunitate mică, dar o comunitate cu oameni gospodari, cu oameni harnici, pe care eu întotdeauna i-am admirat. Și mă bucur că domnul Vințe, fostul primar, este alături de doamna primar aici și arată că chiar dacă s-a pensionat, nu poate să lase comunitatea pentru care a muncit atâția ani. Și vă mulțumesc, domnul Vințe, că sunteți alături de noi la această frumoasă activitate și prin prezența dumneavoastră, alături de autoritățile locale, promovați localitatea dumneavoastră, personalitățile pe care le-ați avut aici și care au contribuit la dezvoltarea comunei și, bineînțeles, mâncărurile și această pălincă foarte bună de cireșe. Vă doresc distracție plăcută și vă invit să veniți cu noi pe circuit în celelalte localități, că deja am observat, sunt câțiva clienți care vin în fiecare săptămână și vă mulțumesc! Următoarea locație în programul circuitului gastronomic arădean este localitatea Lipova. Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0728 116 412. Cei care doresc se pot înscrie și online pe site-ul www.segeataverde.ro. Pentru informații și poze din circuitul gastronomic, dați like pe Facebook la pagina www.facebook.com/gastronomiearad. Există foarte des această prejudecată că nu ai ce face la Arad, nu poți petrece timp plăcut la Arad și noi vrem să demonstrăm printr-o politică a pașilor mărunți că este într-adevăr doar o prejudecată și într-adevăr Aradul este un județ ofertant. Ne-am propus să legăm prezentarea istoriei câte unei comunități, a culturii câte unei comunități cu gastronomia, pentru că și gastronomia la rândul ei face parte din cultura locului. Sunt rețete foarte vechi, sunt mâncăruri tradiționale specifice fiecărei localități, fiecărei comunități. Consiliul Județean m-a rugat domnul președinte Cionca să vă transmit că
Dumneavoastră știți, dar poate cei care au venit acum la Dorobanți poate știu mai puțin, a pus la solicitarea celor de la UDMR, a pus în funcțiune linii, a suplimentat liniile de autobuz către Dorobanți, tocmai în aceste zone estivale, pentru a pune în valoare ștrandul termal. Există un proiect acum care a fost aprobat, indicatorii tehnici au fost aprobați chiar în ultima ședință extraordinară de Consiliul Județean joi. E vorba de repararea porțiunii de drum nereparată încă dintre Magea și Dorobanți. Într-adevăr, covorul acesta asfaltic dintre Iratu și Dorobanți se tot repară, poate că aici va trebui la un moment dat să gândim o modernizare. Dar județul Arad are 1200 de kilometri de drumuri, 1180 mai exact, și nevoile sunt foarte mari pe foarte multe tronsoane. Noi inițiem anul acesta cel mai ambițios program de reparații, modernizări de drumuri județene. Intră în lucru 300 de kilometri de drum județean și este chiar un proiect extrem de important pentru noi. În aceste 300 de kilometri sunt și drumuri adiacente comunei Dorobanți.